Medicina ieșeană s-a bucurat de-a lungul timpului de specialiștii care au strălucit pe întregul parcurs al carierei. Este și cazul doamnei profesor dr. Maria Stamatin, șefa secției neonatologiei 2 din cadrul maternității Cuza Vodă din Iași. După 10 de ani în care a condus cu profesionalism secția care găzduiește cea mai mare unitate de terapie intensivă neonatală din țară, conducerea maternității a luat decizia ca secția să poarte numele marelui profesor. După aproape o viață în care a adus sute de bebeluși pe lume, profesorul dr. Maria Stamatin a ieșit la pensie. În semn de apreciere pentru munca depusă, conducerea maternității Cuza Vodă a decis ca secția de neonatologie 2, pe care a condus-o atâția ani, să-i poarte numele. Trebuie să recunosc că meritul este a conducerii maternității Cuza Vodă, care a înțeles că munca trebuie răsplătită într-un anumit fel. Deci sunt onorată și m-am simțit într-un anume fel că s-a gândit cineva că și munca noastră trebuie răsplătită într-un fel. De mai bine de 34 de ani, doamna dr. Stamatin a salvat mii de vieți ale copiilor născuți prematur la maternitatea Cuza Vodă. Aceasta a reușit performanța de a le reda șansa la viață și copiilor născuți cu o greutate de 500 de grame. Am rămas în suflet cu echipa mea, care este cea mai bună echipă de neonatologi, atât medici cât și asistente din țara românească. Și am rămas în continuare cu dragostea de oameni și dragostea pentru copii. Datorită doamnei profesor dr. Maria Stamatin, secția de neonatologie a maternității Cuza Vodă a ajuns să fie cea mai bună din România. Astfel, în semn de respect, conducerea maternității a luat decizia de a o redenumi. O decizie ca apreciere față de toată activitatea și dedicația doamnei profesor pentru pacienți, pentru spital, atât pentru activitatea la nivel local, cât și la nivel național, știut fiind faptul că doamna a fost președintele Asociației de Neonatologie, fapt pentru care am decis, încă o dată spun că apreciere pentru activitatea dumneaei, să dăm denumirea secției cu numele dumneiei. Secția Neonatologie 2 găzduiește cea mai mare unitate de terapie intensivă neonatală din țară, unde anual sunt îngrijiți și monitorizați peste 1000 de nou născuți prematuri sau la termen.